Da. Ceva mai dulce. Curios e alt ceva, că struguri când ies, chiar dacă n-au caracteristicile tehnologice suficiente sau gustativi normal, puteți spune, asta sunt plătiți mai bine, că apar catru fandași. Dacă piața intră și cere... Și cere așa ceva, le dăm. Ce fel de struguri mai aveți în via dumneavoastră care se întinde pe o suprafață de cam câte hectare vedem aici? De aici am avut 8 și 15, am spus ceva pentru replantare și am aproape un hectar de livadă, de măr, cireș și vișine. Deci, aici, total vie? Da. Aici am scos un rând da și unul nu și am pus un soi care, iar trebuie să spun că nu mi-a acceptat să vin, n-am riscat, că nu e în zona noastră, de Victoria. Este un Victoria? Soi, da. Este un soi românesc, e produs la Petroasele, un soi cu un aspect deosebit și căutat mult pe piață. Păcat că în România... Și merge? Merge aici? Merge și păcat că în România se cultivă foarte puțin, deși e soi românesc. Vin străini cu struguri de Victoria de neomoară în România. Asta e și noi n-avem. Marketingul. Și noi n-avem. Noi n-avem struguri de Victoria, ai noștri. Bine, ei se cunosc în piață. Pentru că soiul are o caracteristică... Aveți Victoria pe aici la îndemână? Puteți să ne-l arătați? Nu mai am ce să vă arăt. A, Victoria, nu mai este pe curpăn, cum ar veni. Ăsta e Victoria, dar ăștia struguri care au rămas, care se depreciază. Așa ar arăta? Da, ăsta este strugurile de Victoria. Dar arată foarte frumos. Da, da, arată ca un struguri de masă. Da, da, e struguri de masă, dar e de un kil jumate, două, el vine cu aripă tăiată, cu vârfurile astea, de acum care au rămas... Ăștia n-am ce face cu și ei. Și se face vin din ei? Nu pot face vin din ei și deci trebuie să spun pișleau, nu fac rachiu. Da, și va fi un struguri de masă, să spunem. Să fac un distilat de vin, să fac vin din brasă, să fac un distilat de vin. Nu pot să fac, acciza e 1000 de euro pe hectolitru. Pur. Nu vă convine? Nu, e 220 de lei pe litru de țuică de rachiu la 50 de grame. Ceea ce pentru producător nu convine. Deci așa e taxa de acciză și tu trebuie să o culegi, să-l faci, să blădai vamă, să... nu-ți poate. Deci producția rămâne așa încă. A spus la un moment dat că... Da? Mașele se mai dau la porci, asta este. Doamne, dar la oameni de ce nu se dau? Pentru că nu e de piață. Nu poate fi mâncat, dar văd cu oamenii mănâncă acolo. Da, da, dacă eu și-i dau aici și vin în astea, nu mai am control. Sar, gardul, să duc. Dar dacă l-ați sta și l-ați recolta și l-ați vinde ca struguri de masă? Nu pot să stau să-l recoltez, că nu... Haideți, aveți probleme economice.